Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog de pe acest canal. Astăzi, cum bine puteți observa, fac un vlog cu găinile. Ia uitați cocoșul de Brahma. Aici astea la alte, trei aici, toate tinere, bătrân aici. Aici avem niște schimbări. Ia uitați, am băgat toate piticile. Putem spune aici, am doar trei, au fost câțiva bolnavi, au rămas și mai mici, mai pitici, așa mai vasteaua lor, din cauza că ăștia din ultima serie, trei, ăia, asta, cu asta, cu aia de acolo din spate, plus cei trei de golaș, au prins căldurile alea mari și n-au avut poftă de mâncare, nu, mai multe. Și acum, când au dat de răcoare, am vrut să spun, sau au răcit, cocoșul ăla de pe scară, acum au fost chiar rău, bolnav. Văd că nu mai, deja se înroșește creasta la el. Ăsta mai un pic ăla golaș și puica aia de lângă el de albă bobată, aia nu-i bolnavă, nu strănută, nu nimic, doar că e așa mică și mai moleșită, le-am dat iarăși aviar protect. Asta mai are ceva, într-un fel ca și mucii la nas, asta de aici, în rest, și da, și atât, că aia mare și-o nu mai gârâiește, deci e ok. Acolo, auriu albastru, cocoș de porțelan, auriu, simplu, uitați amândoi, găina de alb bobat, găina de auriu albastru, cea de porțelan și cea de albobat. Din Germania nu pot să-mi aduc. Uitați, cocoșul de italiană cu celălalt acolo. Nu pot să-mi aduc din Germania, nu găsesc transport. Asta este. Cățeaua, am rupt. Nu știu să zic. Găinile. Aici o puică. Foarte frumoasă. Golașa s-a făcut. Aia tânără s-a făcut. Foarte, extrem de frumoasă. Dar nu știu unde e. Am niște niște vești mai rele. Am acest cocoș. L-a călcat, s-a urcat sus cu celelalte și acum e așa. No, asta este. Îi dă bunica mea de mâncare separat. Îl ia și îl ține în brațe și îi dă de mâncare și apă. Pesca. No. Asta este. Se mai întâmplă. Fiecare cu ciclul vieții. Alții mor, alții trăiesc. Aici stau ei. Acolo vedeți și gâtgolașa neagra. Ăștia sunt ok, n-au nicio treabă. Cu Brahma am avut foarte mari probleme. Erau nelipsit în filmare. Am avut probleme cu Brahmele. Cu ăștia roșii nu au murit. Nu au murit niciunul. Ăștia țărăneștii roșii. Nu au murit niciunul. Cu Brahmele am avut problemă. Că alea din seria cu ăștia au fost ok, și găina și cocoșul și cea de, adică am avut 3 de HD, două găini și un cocoș și încă o găină de Columbia. Găina de Columbia a murit, o stat în ploaie și efectiv a murit seara.
toată ziua a plouat și după aia pe la... Astea la alte se băgau înăuntru, dar astea de Brahma nu, nu se prea băgau, se mai stăteau prin ploaie proștii. No. Ei și-au făcut-o cu mâna lor. Una de Brahma HD a dispărut, găinușa. După aia a murit cea de Columbia, a mai murit una de HD și a rămas cu cocoșul de HD care a dispărut efectiv. Nu mai știu unde îi. Și l-au dispărut. Șobolani nu l-ar fi putut lua. Nu-l... Ia uitați-l aici. Pe terminatorul lor. Da, să nu-l bag aici. De... Da, nu. Nu simte. El și astea, cum li se zice, cârtițele le scoate din pământ. Da, pe să mai fie șobolani. N-am, nu am mai fost de anul trecut șobolani la noi aici. Aici e acasă la mine, am să zic. N-am văzut niciunul. Ăsta bărbosul, am vrut să iau o pereche, să-i fac o familie doar de bărboase, n-am reușit, am vorbit cu un domn și chiar deloc nu am putut colabora cu el, niciun fel, din Germania, au și pe mine, din Ungaria, fost la Mornor și și-o luat nu știu, vreo 5-6 pui albobat berbos și au rămas cu o găină și un cocoș bărboș și apoi acum au scos ceva mai mulți pui și nu dă nici cum, nu. I-am spus să-mi dea măcar o găinușă bărboasă pentru el. Nu-mi dă, asta este. Mâncați. Le-am pus tava asta, nu le-am mai pus hrănitoarele astea. Trebuie să le curăț, să le dezinfectez. Talaj. Mai am un pic. Trebuie să mă duc să iau. Le-am pus amut deocamdată hainele astea. Mai trebuie să mă scap și de ele. Eu nu le-aș băga. Că sunt destul de ok și nu le bag de acum pe foc sau nu, nu le arde, mai folosesc încă un pic până prin iarnă, după aia nu le mai le bag pe toate aici și nu le mai las afară până și nu le mai mut, nici nu o să le las, nici nu o să le mut de aici până nu o să scot și atunci le bag talaj la toate. La astea și la Brahma am vrut să zic că astea la alte ies pe afară și na. Și n-am putut colabora cu domnul, nu vrea să îmi dea. A spus că are pui și de 3 luni și de 3 săptămâni acum și apoi am vorbit cu el. Mi-a spus că nu dă bărboase, numai nebărboase, are... Și nebărboase cu creasta bătută, alea nu sunt ok, nu sunt prea ok, dar bărboasele m-ar fi interesat, cele cu creasta normală. Și au spus că poate în primăvară va da ceva, va avea ceva de dat, sau poate nici nu va avea de dat. Da, păi, da. O pui că mi-ar fi trebuit numai multe. I-aș fi dat cât cerea pe ea. Ăsta aici iar s-a încârlibat acolo. Nu o să-l dezleg diseară. Un pic l-am mai lăsat pe amândoi. El vrea să o coțe. Un cocoș și pe acolo, pe afară. Da. Cam atât a fost cu acest vlog. Eu am fost Alex. Și ne vom revedea pe data viitoare. La revedere!